gest fără precedent al unui șofer. A alimentat de 2700 de lei și a plecat din benzinărie fără să plătească. Polițiștii au acționat pentru prinderea acestuia, iar prejudiciul a fost recuperat. Șoferul unui autovehicul de mare tonaj este cercetat pentru furt după ce a plecat dintr-o benzinărie din municipiul Râmnicu Sărat, unde a alimentat fără a plăti carburantul. <coughs> Potrivit sursei citate, polițiștii au reușit să-l identifice și să recupereze prejudiciul în valoare de circa 2700 de lei în seara de 10 iunie, polițiștii au fost sesizați de angajatul unei stații peco din municipiul Râmnicu Sărat, cu privire la faptul că o persoană a alimentat la acea unitate și că a plecat fără să achite contravaloarea combustibilului. Contravaloarea cantității de combustibil a fost de aproximativ 2700 de lei. Polițiștii au depistat în trafic ansamblul de vehicule pe DN2 E85, iar cu ocazia cercetărilor efectuate a reieșit faptul că în seara respectivă șoferul unui camion de mare tonaj în vârstă de 48 de ani s-ar fi deplasat cu autocisterna, ar fi alimentat și ar fi părăsit stația PECO fără să achite. Prejudiciul a fost astfel recuperat. Se arată într-un comunicat de presă remis marți a Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.